N-am renunțat la tradiționala amintirea dumneavoastră la începutul noului an. Pentru treaba asta, cu toată conștiința și bucuria mea, mi-o dați. Nu știu a câta ediție este, dar e foarte important că nu renunțăm la tradiție. Știți foarte bine că inițial concursul a fost dedicat multor cetățeni care au făcut sport cu numele de la sine. Da? Și acum, tot în memoria lor și în tradiția anterioară, facem această organizare. În anul care a trecut, se vorba de 2011, noi am avut o sumedenie întreagă de rezultate foarte importante și foarte valoroase. Cele mai valoroase rezultate au fost la campionatul universal la Gent din Belgia. Vreau să vă amintesc că a avut 3-4 dintre ei. Logan Mihaela a făcut record mondial și european la aducarea greutății. Cu 13 metri, 53 de centimetri. Campion european a fost și Anton Margareta la aruncarea surzii. Medaliat a fost și Neagu la săritura lungime. Și mai avem un loc 5 foarte important al lui Vădescu Mița, la săritura lungime. 6 metri și 13 metri. Locul 5. În competițiile internaționale, iarăși, un rezultat deosebit ați obținut la Balcaniada Slovenia. Era Domzale, din Slovenia. Ne-am clasat pe locul 2. După Slovenia, Slovenia a avut, sigur, un atu față de noi, ca număr de participanți, credeți că au făcut și medalii mai multe. Dar și noi am făcut destul de medalii, am făcut 92 sau 95 de medalii. E o nouă controversă. Nu avem o lămurire acolo constată. Dar rezultatul a fost deosebit. În competițiile interne, știți foarte bine, ne-am ținut integral de calendarul care l-a făcut. Mă refer la competițiile naționale. Crossuri, campionatele de șosea, campionatele de sală și campionatele din aer liber. Plus maratonul care a încheiat activitatea noastră competițională. Fiindcă noi am avut accepțiunea organizatorului, a lui Valeria Răcilă, ca să ne primească la campionat, la maratonul Bucureștiului, în care se desemnăm și noi campioni veteranilor de maraton. Știți foarte bine că am fost scutiți de taxa de participare. O parte din medaliați mi s-au înmânat diploma, tricou, medalia. Mai avem doi restanțieri aici, care cumva sunt aici. Aș ruga să vină să-i premiez. Cernat Dănuț și Gabriel Viorica la primul. Început anul bine. Da. Prima medaliată pe urmă. Mai avem aici un medaliat în poziția a doua. Moisa Ion Pavel. Dacă este aici, te rog foarte mult. Asta este diploma. Nu e lung. Deci cum se întinde mâna, nu mai crezi cum se întinde. Nu pune mâna dacă nu știu. Păi te rog foarte mult, ești la timp de impugă. Locul 3. Verdei Gheorghe. Bravo! Și tot în loc 3, Bobocescu Valeriu. Bravo! Bravo! Păi da, el numai ca nu e Bobocescu. Vine Bobocescu, este. S-ar putea să vină după aceea. S-ar putea să vină după aceea. Chirițescu Florin Locu 4. Trebuie Alin. Este aici.
Gheorghe. Nu e aici. Strahana Marius. Chiriac Marian. Și Marinescu Paul Constantin. Că să-i de la tine, măi. Unde ești? De la tine. Păi la cine trebuie să vin, nu vin. Celul Marinescu. Am o mare rugăminte. Calendarul pentru anul acesta în curs, pentru 2011, este aproape integral și cu datele cu aproape certitudine exacte, așa cum vedeți pe peretele din avizier. Vă rog foarte mult, măcar de curiozitate, să vă uitați, să vedeți competițiile care le avem în acest an. Să vă faceți de asemenea timp și manieră a participa, încât să avem cât mai mulți participanți. Asta e o chestiune. Participările internaționale. Aveți afișat acolo cele două competiții internaționale. Da? Aveți campionatul, cele trei competiții internaționale. Campionatul mondial de sală, care este în Finlanda. Avem și campionate de... campionatul european. Se desfășoară în trei orașe. Da? Unul din Germania, unul din Cehia și unul din Polonia. Și mai avem și Balcaniada, care se desfășoară la Izmir pe 3 zile, la sfârșitul anului, adică până la septembrie. Vă rog să vă informați de la vizier și dacă nu aveți înțelepciunea sau nu, am fost eu explicit în a vă scrie acolo și a scoate din documentele celor care organizează, vă rog să luați legătura cu mine sau cu unul din membrii comitetului, care e doamna Dumitrescu, domnul Losetnic, domnul Zdrola și să mai dăm relații și informații. Ce mai important acum, să vă pregătiți pentru campionatul mondial de sală. Nu uitați că înscriere pentru campionatul din Finlanda, ultima dată este 10 februarie. De înscriere. Da? Acum, o să mergem să ne facem această competiție noastră tradițională. Aici o să ne ajute avizite de drenume și oameni de atletism. Profesorul Șervescu.